Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre consumul cerealelor integrale în alimentația copiilor. Alături de noi se află Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness. Bine v-am găsit! Un subiect tare interesant, Cristian, bine ai revenit! Mărturisesc că îmi plac cerealele integrale și mănânc cot la cot cu Marc și Rebecca. Este într-adevăr un subiect foarte, foarte dezbătut, pentru că trebuie să facem în primul rând o diferență între mai multe tipuri de cereale. Dacă vorbim despre grâu, de exemplu, într-adevăr avem foarte mult gluten și de obicei grâul este procesat în niște moduri nu foarte sănătoase. Se adaugă zahăr, se adaugă arome, se adaugă diverse alte substanțe care nu ne fac bine. Dacă mergem apoi către ovăz, ovăzul este mult mai blând cu tubul nostru digestiv și este mult mai indicat în alimentația inclusiv a copiilor. Putem merge apoi către secară, acei biscuiți de secară ce pot fi folosiți pentru tartine în loc de pâine, pentru că încercăm să evităm prăjirea pâinii, da, acea arsură care este cancerigenă. Avem diverse alte tipuri de cereale care nu au gluten, porumbul, orezul și pot fi folosite și ele în alimentația copiilor și, desigur, putem merge către pseudocereale, tot niște boabe, tot niște semințe care pot fi puse în astfel de amestecuri cu lapte, cu iaurt, cum ar fi hrișca, de exemplu, cum ar fi meiul, cum ar fi quinoa, cum ar fi amarantul. Deci, atât că există o gamă mult mai largă de produse, de ingrediente. Deci să avem grijă atunci când alegem. Exact, pentru că de obicei oamenii când se gândesc la cereale integrale, de fapt sfârșesc prin a mânca făină de grâu integrală sau diverse derivate din grâu. Și Cristian, n-ai pomenit nimic de bucățelele acelea de fructe. Fructe deshidratate ar fi ideal, pentru că cele confiate conțin zahăr. Așa și nu este. Mai sunt depinde sănătoase. Acolo și de cantitate, ele pot fi asociate pentru că dau un gust foarte bun, dar m-aș duce mai degrabă către nuci, semințe alune, care să fie adăugate în aceste amestecuri. Ele vor crește cantitatea de proteine, de grăsimi sănătoase, de vitamine, de minerale și, bineînțeles, foarte, foarte mare atenție că cereale integrale conțin și acid fitic, un acid organic care leagă calciul în special, dar și restul mineralelor. Deci, asimilarea mineralelor poate fi oprită, afectată de prezența acestui acid fitic, în special la copiii foarte mici. Deci dacă asociem grâul integral, da, care, hai să spunem că ar putea fi considerat de unii un aliment sănătos cu lapte, calciul din lapte se va asimila mai puțin din cauza acestui acid fitic. Tocmai de aceea este bine să diversificăm întotdeauna gama cerealelor pe care le folosim și, repet, să mergem pe cât posibil către cereale fără gluten sau chiar către pseudocereale, care necesită, evident, un pic de înmuiere, un pic de fierbere, cum ar fi, de exemplu, hrișca pe care am amintit-o mai devreme. Bine, și mă gândesc că riscul de care pomeneai ar apărea în momentul în care, eu știu, s-ar consuma în exces cereale integrale. Și aici vine întrebarea cam cât am putea să consumăm noi, copiii noștri, astfel încât să nu există acest risc. Că câteva zeci de grame pe zi sunt în regulă, bineînțeles. Din păcate, la unii copii devin aliment de bază cerealele și asta este într-adevăr un risc. Totuși o să ne întrebăm de ce apar atât de multe studii care promovează beneficiile sau doar beneficiile cerealelor integrale. Apar pentru că, în general, oamenii mănâncă și mai prost decât atât. Adică și decât între două orele... Exact, decât să mănânci cereale ultraprocesate sau făină albă, gogoși, cornuri produse de patiserie, evident că este mai bine să mâncăm cereale integrale. Dar peste cerealele integrale avem, de fapt, o gamă uriașă de alte alimente care pot fi folosite atât la micul dejun, cât și în restul zilei. Da, mă gândeam că cei mici le preferă dimineața cu lapte sau cu iaurt. Repet, eu nu mai sunt așa de mică și îmi plac foarte mult și de câte ori le prepar copiilor, mărturisesc că mănânc și eu. Contează foarte mult cantitățile, așa cum spuneam, și contează foarte mult cu ce asociem aceste cereale. Dacă îmbunătățim formula și dieta noastră pe ansamblu este o dietă echilibrată, diversă, atunci nu sunt o problemă. Problema apare când cereale și ele și integrale reprezintă grosul dietei, reprezintă un aliment de bază și ăsta e un lucru pe care trebuie să-l evităm, mai ales în alimentația copiilor. Iau nevoie și de proteină de calitate, de grăsimi sănătoase. Da, mă gândeam că important ar fi să citim și ingredientele, eticheta, pentru că multe sunt cu zahăr adăugat și iarăși nu le-aș recomanda. Le evităm pe cât posibil sau le folosim doar ca o, hai să spunem, tratație specială la ocazii, pentru că ele au același conținut nutrițional cu o prăjitură, de exemplu.
Mulțumim pentru sfaturi. Mare plăcere. Am reținut toate aceste informații. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos. Avem mult de să-ți povestim și să învățăm împreună.